Bună, dragii mei. Astăzi vreau să vă povestesc cum fac eu să-mi cumpăr parfumuri pe care mi le doresc la niște prețuri mai accesibile. Nu sunt eu știu niște secrete deosebite, nu este o rețetă a succesului, sunt doar câteva trucuri pe care le-am învățat din experiență și de la persoanele și parfum, și fanii parfumurilor mai experimentați ca mine de-a lungul timpului. Nu vă imaginați că la început nu mi-am luat și eu lepșele mele, să-l spunem așa, și am cumpărat parfumuri la prețuri mai mari decât ar fi trebuit. Dar cu timpul am învățat cum să selectez ofertele și cum să-mi aleg cele mai potrivite magazine de unde să cumpăr. Nu este niciodată... Eu știu un magazin secret pe care îl cunosc eu de unde îmi cumpăr parfumuri ieftine. E vorba doar de puțină atenție, puțină răbdare și o selecție riguroasă a ofertelor. O să vedeți câteva tips and tricks scrise și în articolul de pe ziarul Puterea, dar am vrut să le strâng și aici în acest video pentru a le face mult mai accesibile și mult mai ușoare. Nu e vreo rețetă miraculoasă, repet, e vorba doar de răbdare, atenție și un pic de căutare pe internet. Să începem! După cum spuneam, am să uh, respect un pic ordinea ideilor din articol, astfel încât să-mi fie ușor să nu uit ceva. În primul rând, după cum spuneam și în articolul scris, mi-am construit o, uh, a, o adresă de mail specială. Este adresa de mail uh, atașată blogului. Pe care o folosesc pentru a mă înscrie la newsletterele trimise de producătorii de parfumuri, de marile magazine care vând parfumuri, pentru a fi întotdeauna la curent cu ofertele care sunt pe piață, într-un anumit moment. Uh, e foarte greu să intri în fiecare săptămână, în fiecare moment pe 10, 20, 30 de site-uri să cauți cea mai ieftină ofertă și atunci, și ce, ce oferte au fiecare în săptămâna respectivă, în perioada respectivă și atunci e mult mai simplu să le am în newsletter dacă e ceva care mă interesează, deschid newsletter-ul, accesez și mă, mă documentez. Um, după cum spuneam. Primele site-uri de unde putem cumpăra parfumuri sunt chiar site-urile producătorilor, ale creatorilor, mai ales în zona de nișă, acestea sunt foarte accesibile, foarte ușor de, de ajuns la ele, foarte ușor de căutat printre ele, nu ne pierdem prin numeroase sute zi, mii de produse, avem acolo ceea ce ne interesează. Unul dintre avantajele de a cumpăra direct de pe site-ul producătorului e că alături de produsul cumpărat, aceștia trimit de obicei foarte, foarte multe mostre, cadouri. Uh, cartoline, coduri de discount pentru următoarele achiziții online. De cele mai multe ori și mai ales în perioada pandemiei, aceștia au oferit și transportul gratis sau oricum transport la un preț extrem de accesibil și atunci e foarte, foarte convenabil. Un punct în plus pentru site-urile producătorilor sunt acelea că majoritatea oferă și discovery seturi, seturi de mostre cu produsele pe care le au în portofoliu, astfel încât la eu știu, între 20, 50, 60 de euro putem cumpăra un set întreg de mostre pe care să îl le testăm acasă și să ne alegem ulterior un parfum, să-l cumpărăm în cantitate mare dacă chiar ne place. De cele mai multe ori, costurile acestor mostre sunt scăzute ulterior din comanda plasată, deci, din start, e un avantaj și ne bucurăm de niște reduceri. Um, mai departe, sunt site-urile multi Consacrate care au și magazine fizice, le întâlnim în toate molurile: Douglas, Sephora, Marionot, uh, sunt uh, extrem de multe. Foarte multe dintre ele au magazine și în România, și atunci costurile de transport de cele mai multe ori sunt, sunt uh, deja gratuite de la o anumită sumă în, în sus. Ce este foarte, foarte convenabil la acestea este faptul că au implementat acel sistem de rewards, de puncte, de carduri de fidelitate și odată atins un plafon de cumpărături, se primesc discounturi suplimentare, se primesc invitații la diverse evenimente de ale lor, se primesc mostre suplimentare periodic. De exemplu, la Sephora, odată la 2-3 săptămâni, cât un eșantion gratuit la simpla vizită. Deci, iarăși, un avantaj, un câștig pentru client. De asemenea, cumpărăturile de la aceste magazine aduc cu ele numeroase eșantioane, numeroase mostre. Putem să testăm alte produse, să vedem dacă ne plac sau nu. Lângă mine este Charlie, cățelul meu, care mă însoțește aproape la fiecare video pe care îl fac. Să trecem mai departe. Mai sunt câteva site-uri multibrand care nu au. Um... Nu au avut până acum. Uh, undeva între site-urile uh, Sephora, Douglas, Mariono, pe care l am enumerat, avem și uh, Notino, care a trecut de la prezență exclusiv online la magazine fizice. Notino, de exemplu, are diverse promoții săptămânal, parfumurile sunt însoțite de cele mai multe ori de cadouri, pro pot fi testate produsele și în magazin și pot fi achiziționate online, au o livrare foarte rapidă, foarte bine organizată. Uh, următoarele sunt site-urile multiprodus de produse cosmetice, de unde eu îmi achiziționez parfumuri și uh, aș vrea să enumăr aici uh, Vivanti, Sole, Makeup.ro, Parfum, uh, ce mai avem, Brasti, um, Hiris, sunt site-uri care au produse de foarte bună calitate, livrare foarte bună, oferte foarte, foarte bune periodic și la parfumurile de designer, și la parfumurile de nișă, și la produsele cosmetice. Uh, Site-uri de încredere, puteți să comandați fără nicio problemă, nu, e, nu, nu au produse fake și dacă se întâmplă să fie un produs de o calitate necorespunzătoare, atunci se poate returna fără nicio problemă. Deci puteți cumpăra de acolo cu toată încrederea. Uh, mai sunt parfumeriile mai mici, ale unor întreprinzători români și aș vrea să menționez aici Esențe de lux, parfumul.ro, două site-uri de care eu sunt foarte mulțumită, unde găsiți, a, și ico.ro, mă scuzați, uitasem de el, de unde mi-am mai cumpărat parfumuri, sunt uh, întreprinzător locali care au parfumerii care sunt pe piață de foarte multă vreme și care vând produse extraordinar de bune la niște prețuri foarte, foarte bune. Există garanția calității, există garanția siguranței, nu, nu sunt produse fake. Aveți ocazia de la ei să cumpărați și produse te tip tester, dar și produse care nu se găsesc în magazinele, să le spunem mainstream din România. De obicei din zona parfumeriei de nișă, dar și din zona parfumeriei de designer, când vine vorba de parfumuri care sunt mai rar se găsesc mai rar pe piață. Sunt apoi Site-urile magazinelor de tip duty-free, care cumva au, pe timpul pandemiei, pentru că vânzările din aeroporturi au scăzut sau diminuat, s-au deschis către public și au dat ocazia să se poată face achiziția și online cu ridicare din aeroport sau cu trimitere la domiciliu. Best value, cruise shop sunt evident de încredere. Evident, și ei au promoții periodic. O parte care nu îmi place mie la ei, deși au promoții foarte bune, e faptul că acestea nu oferă goodies la fiecare achiziție, nu oferă mostre, nu, nu putem testa și alte produse, dar, repet, prețurile la care sunt produsele vândute și garanția calității, atunci cumva merită acest sacrificiu. Um, mai departe, pentru să spunem... Um, N-aș vrea să spun cunoscători sau mai degrabă pentru pasionați. Există câteva grupuri de Facebook de unde se pot achiziționa parfumurile. Și aș putea menționa aici um, grupurile de uh, pasionați români, pentru că e mult mai ușor cu transportul, mult mai ușor de verificat uh, persoanele de la care încercăm să achiziționăm un parfum. Avantajul acestor grupuri este că acolo găsim produse fie parțiale, eu știu dacă ne întorim și ne place un parfum dar n-am vrea să cumpărăm o sticlă întreagă de 100 de mililitri, atunci avem ocazia pe aceste grupuri să găsim parțiale, 20, 30, 40 de mililitri în cantități mult mai mici, și evident la prețuri mult mai mici cu garanția, cu, cu garanția siguranței, pentru că toate aceste grupuri sunt moderate, de cunoscători și uh, nu se aprobă produse fake. Se cer uh, informații înainte, pozele sunt foarte clare, în fine, există un proces riguros de selecție în spate. Și aș vrea să menționez aici parfumaniacs, vânzări, splituri, schimburi, silage parfumesc, sunt câteva grupuri, nas de nas. Acesta este un grup de schimburi, nu este de vânzări și cumpărări, de schimburi la vedere între pasionații de parfumerie care vor să schimbe parfumurile care nu li se potrivesc. Um, urmează apoi site-urile de tip bazar, să spunem Emag. Aici, um, uh, deși Emag este un vânzător serios, Firmele afiliate de obicei practică niște prețuri măricele față de restul pieței, dar există și avantajul că prin intermediul platformei EMAG se pot achiziționa parfumurile în rate cu tipuri diferite de carduri, de credit, de cumpărături. Și atunci eu știu dacă ne dorim un parfum mai scump, este mai confortabil să îl achiziționăm în rate. Um... De asemenea, și acolo trebuie văzut pentru că sunt și parfumeriile cunoscute cum ar fi Find Store uh, sau Luxury Expert, unde găsiți produsele Morf care își vând produsele pe, prin intermediul platformei EMAG. Și atunci există garanția calității asiguranței a faptului că există că este vorba de un produs de calitate, nu un produs contrafăcut. Um, Elefant, un alt site care vinde parfumuri, Uh, parfumuri de bună calitate, din ce înțeleg, eu nu am cumpărat de la Elefant, dar toți cei care au cumpărat sunt foarte mulțumiți, la fel, dacă sunteți nemulțumiți de produs, atunci există posibilitatea returului, banii înapoi, deci nu, este, nu prezintă niciun risc pentru noi. Um, în, uh, pentru un, uneori. Nu tot timpul, uneori este, este de ajutor, sunt de ajutor și uh, site-urile care compară prețuri de tip comparprice.ro, unde putem găsi cele mai avantajoase oferte. Nu înseamnă că le găsim pe toate, nu toate site-urile sunt afiliate la astfel de tipuri de motoare de căutare și de comparare de prețuri, dar și asta ne ajută să ne facem o impresie despre, uh, măcar despre, uh, eu știu, Gama de preț și intervalul de preț în care este cuprins un produs și să ne dăm seama dacă o ofertă pe care o găsim este într-adevăr avantajoasă, sau putem găsi produsul într-o variantă mai ieftină. Um, vrea, nu e cumva ca o concluzie sau în ultimul rând, doar că sunt perioade în an, deși aș putea să spun că în ultima perioadă de când a început pandemia. Cumva nu s-a mai respectat acest criteriu, dar sunt perioade în an, într-adevăr, cum ar fi cele de Black Friday, sfârșit de octombrie, sfârșit de noiembrie, când prețurile sunt, într-adevăr, mult, mult mai reduse la produsele cosmetice și, în special, la parfumuri. Sunt, de obicei, niște oferte. Să spunem, impresionante. Dacă nu aveți nevoie neapărat și urgent de un anumit produs, puteți să așteptați o astfel de campanie, fie în preajma sărbătorilor Paște-Crăciun, fie după sărbătorii ianuarie-februarie sau Valentine's Day, 1 martie, când, când ofertele sunt un pic mai consistente față de ofertele generale. Repet asta, să spunem că este pentru condiții normale, pentru că de anul trecut, de când a început pandemia majoritatea magazinelor au bombardat clienții cu diverse oferte. Odată, în fiecare săptămână, fiecare magazin are câte o campanie, câte o ofertă, fie de reducere, fie două produse la preț de unul. Deci, să spunem că în ultima perioadă n-am dus neapărat lipsă de oferte, din păcate am dus lipsă de, de locuri unde să mergem și să ne etalăm parfumurile pe care ni le cumpărăm, dar sunt optimistă că o să treacă și asta și o să putem să ieșim cât mai parfumați, cât mai aranjați, să fim lăudați, să fim admirați de prietenii noștri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, sper că sfaturile pe care vi le-am oferit vă vor fi de folos în uh, următoarele aventuri de cumpărături online în ceea ce privește parfumurile și ne vedem data viitoare cu un alt subiect interesant. Până atunci, puteți să mă urmăriți pe blogul meu www.prinsesana.me pe Instagram princesana.me sau pe pagina de Facebook princesana.me. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Dacă aveți observații, de asemenea, vă rog să mi le lăsați. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare!